Biletele de tratament pentru pensionari nu au ajuns până la această dată la Casa de Pensii. Chiar dacă bugetul a fost aprobat, biletele de tratament aferente anului 2017 nu au fost repartizate. Pentru anul 2017, până în momentul de față, nu avem niciun fel de informații în privința biletelor de tratament. Ce știm cu siguranță că în prima fază se vor deschide bazele de tratament unde există Ministerul Muncii implicat și are baze de tratament acolo, de stațiune unde există baze de tratament ale Ministerului Muncii, acestea fiind Amara, Bala, Buziaș, Olănești, Covasna, Giurgiu, Moneasa. Până în prezent, sute de persoane și-au depus deja cererile pentru a beneficia de bilete de tratament. Nu avem foarte multe, deci câteva sute, pentru că în principiu noi le-am spus dacă nu vor în perioada aceasta, în lunile martie-aprilie, să nu depună încă până nu se formează seriile, neștiind exact nici când începe prima serie și nici stațiunile cu care o să lucrăm, preferabil a fost să depună doar cei care vor acum în perioada foarte apropiată. Biletele de tratament se acordă în baza unor criterii, sau cel puțin până acum se acordau în baza unor criterii care nu includ și data depunerii cererii. Cei mai mulți pensionari preferă să meargă la tratament în sezonul verii.